Mulțumesc, Marius. Respirație greoaie, răceli frecvente și otite care recidivează sunt consecințele unor polipi care au crescut în volum. Cum se tratează? Ne aflăm chiar acum de la invitata mea, doamna Ana Maria Apostol, medic specialist ORL. Bună dimineața, bine ați venit! Bună dimineața, bine v-am găsit! Ce sunt polipii și când ne dăm seama că avem o problemă în acest sens? Polipii sau vegetațiile adenoidiene, cum le spunem noi în termeni medicali, au fost o problemă a copilăriei, sunt încă o problemă a copilăriei și vor fi și în viitor. Aceștia sunt o acumulare de țesut limfatic situat în spatele nasului. Ei au aceeași structură ca amigdalele din gât, amigdalele faringiene. Sunt prezenți la absolut toți copiii, sunt prezenți încă de la naștere împreună cu amigdalele. Aceste vegetații adenoide împreună cu amigdalele au rol în imunitate, au rol în apărarea organismului, de a ne apăra de microorganismele care ne atacă în mod curent, zilnic, bacterii, virusuri, noxe, poluanți. De ce cresc în volum? Datorită acestor microorganisme care ne atacă continuu. În timpul unei viroze respiratorii sunt foarte multe microorganisme rezistente și vegetația adenoide nu fac față și atunci trebuie să crească în volum ca să lupte în continuare. Creșterea aceasta în volum creează obstrucție nazală, se umflă în cavitatea din spatele nasului. Spuneați că au un rol protector, așadar nu este cazul să îi operăm pe cei mici preventiv? Nu, nu este cazul. Când polipii cresc în volum foarte mult la vârsta între vârstele de 3-7 ani, atunci au un rol favorabil în a elimina microorganismele. Dar sunt anumiți copii care au imunitatea scăzută, răcesc frecvent și atunci polipii, după orice răceală, polipii pot să dea înapoi, se retrag în volum. Însă dacă răcim frecvent, aceștia nu se mai retrag în volum, rămân mari și creează respirație greoaie a copilului, creează sforăit în timpul nopții, în timpul zilei creează sindrom de somn și respirație greoaie matinală, dând hipoxie cerebrală, dând tulburări de memorie, tulburări de atenție. Prezența acestor polipi măriți creează formarea unor secreții nazofaringene posterioare, care coboară în gât, în faringe, creând faringoamigdalite. Prezența acelor secreții în spatele nasului, la nivelul polipilor, creează o obstrucție a trombelor ostachio și a urechii medii, ducând și la otite medii seroase. Și practic atunci se impune intervenția. Atunci, în momentul acela, când după ce am tratat noi viroza, polipii nu s-au redus în volum, au rămas mari și creează în continuare respirație deficitară și otita seroasă, otitele medii nu trec, atunci apelăm la o intervenție chirurgicală de scoatere a polipilor. Intervenția chirurgicală e simplă, și pentru copil și pentru, doctor. Se face cu anestezie generală în zilele noastre, durează 20-30 de minute, se poate face adenoidectomie simplă, clasică, sau cu radiofrecvență, metoda mai nouă. Nu trebuie să stea în spital, spitalizarea e de câteva ore. Vindecarea e foarte ușoară, stă acasă câteva zile și apoi poate să intre în colectivitate. După operație, din experiența noastră ca doctor Oreliș, după operație copilul acela este mult mai vioi, crește mult mai bine, nu mai are tulburări de creștere și nu mai răcește așa de des. Da, doctor, mulțumesc pentru prezența la noi în platou și pentru informațiile pe care ni le-ați oferit. Mulțumesc și eu. Iar noi luăm acum o foarte scurtă pauză de publicitate, revenim însă imediat cu cea de-a doua parte a Digi Matinalului de astăzi. Rămâneți alături de noi.